Hello, dragilor, sunt Denis de la degustam.ro și bine v-am găsit la Degustăm cu cine? Cu Denis. Astăzi vreau să vă arăt experiența finalei Șef la cuțite. După cum știți, finala a fost câștigată de către Narcisa și cum prietenii de la Taz au vrut să ne arate această experiență, am zis să pun mâna pe telefon, am intrat pe Taz și am comandat câte un main course de la fiecare concurent ca să vedem până la urmă care este și câștigătorul nostru pe care l-aș alege eu, de exemplu. Deci să lăsăm vorba, dragilor, și să trecem la degustat, pentru că avem trei preparate, trei main course-uri de cea mai înaltă clasă. Așa că să începem. Cu care să începem? Cu care zici, domnul cameraman, să începem? Eu zic că haide să începem cu preparatul din față, din fața mea, și acesta este preparatul Elenei, da? Îi facem și unboxing-ul în momentul de față, să vedem și ce plating are. Cam cu aceste... Ba! Ce avem noi aici? Da? Din câte văd, avem un monkfish, piure de topinambur, care este aici. Să îmi iau și eu tacâmurile, că nu văd bine situația, da? Așadar, începem cu preparatul Elenei. Haideți să vedem ce avem aici. Și începem așa, din cât observ, avem un monkfish, un chips de varză kale, niște caviar, pare a fi caviar, așa pare, niște texturi de conopidă, un piure de topinambur și, să vedem aici, iar sosul este un sos de pește cu midii, ceva în gen, din câte îmi dau eu seama, așa că haide să începem cu conopida. Este gătit al dente, doar că îi lipsește sarea din această combinație. Hai să vedem și monkfish-ul dacă este gătit corespunzător. Luăm și cu puțin caviar aici. Monkfish-ul este gătit cum trebuie. Monkfish-ul este un pește care trăiește pe fundul oceanelor. Da. Combinația dintre acest caviar și monkfish este una potrivită, pentru că oricum acest monkfish nu a fost condimentat foarte bine și împreună cu caviarul care este sărat îi dă o tentă foarte faină. Să degustăm puțin și din piureul ăsta de topinambur. Wow! Piureul este excelent. Hai să vedem și această conopidă roze. Mă gândesc că a fost ținută în sfeclă. Și această conopidă este crudă, da? Hai să punem și puțin caviar pe ea. Piureul ăsta m-a dat pe spate. Are așa o tentă dulceagă și duce spre piureul de pastrnac. Dar haide să vedem și acest chips de cale, care nu mai este chips din cauza transportului, din păcate. Hai să vedem. Te lași greu. Această cale este între varză și spanac. Cam așa e. La textură este ca varza, dar gustul despre spanac. Haideți să mai luăm puțin din acest monkfish, să punem și în sos. Hai să facem furculița perfectă. Punem topinambur. Da? Caviar am pus. O să luăm și cu puțină conopidă. Hai să vedem. Per total,
scuzați-mă. Per total, acest preparat este echilibrat. Nu m-a dat pe spate. Pentru că sosul de pește nu a fost chiar așa concentrat. Monkfish-ul este gătit cum trebuie, după cum am spus. Ce în rest, la conopit de la topinambur, este cam simplă treaba. Să trecem la preparatul narcisei. Da. Să facem și unboxing-ul preparatului narcisei și avem așa. Din câte observ, avem un muș de vită, chipsuri de cartof dulce, dragilor, cartof dulce, sparanghel, un piure de... A trebuit să fie un piure de păstârnac, da. Cred că băieții au... Mor, cred că băieții au curcat piureurile între ele. Da, aparent acesta este de topinambur. Avem un sos de soia. Da, este un sos de soia. Aici ar fi trebuit să fie un piure de păstârnac cu trufă, dar aparent n-am avut noroc. Așa că haideți să îi dăm cu acest mușchiuleț de vită. Este gătit. Merge spre bine. Acest sos de soia are și puțin susan alb. Da, are și puțin mirin, din câte simt. Cartofii dulci sunt gătiți cum trebuie. Da? Ei, fiind dulci în combinație cu acest sos de soia care este sărat, este perfect. Mușchiul de vită. Tomada pe spate. Și haideți să vedem dacă sparanghelul este gătit cum trebuie. Da. Sparanghelul este al dente. Cam atât și cu preparatul narcisei. Acesta este preparatul câștigător. Preparatul. Cu acest main course pot spune că a câștigat finala. Da. Și să trecem la preparatul lui Cătălin. Acum îi facem și unboxing-ul. Și aici avem preparatul lui Cătălin. Bam. Mamă, ce miros de fructe de mare vine de aici. De langustine, de creveți, ceva în gen. Și avem așa. Acesta este un Black Code. Aici avem un sanjac în crustă de pui crocant. Conopidă, aparent conopida e la modă anul ăsta. Da. Și avem un sos bisc, ceva. Are textură de bisc. Da, este un bisc și cu niște ulei de chives. Haideți să începem să degustăm acest cod. Să luăm și cu puțin bisc de aici. Wow. Codul este gătit perfect. Biscul are o aromă senzațională și haideți să gustăm sanjacul. Este gătit cum trebuie. Azi mai folosim de aici niște. Am pus sanjacul frumos aici. Haideți să luăm și niște conopidă. Vedem. Și ce mai avem noi pe aici? Am pus conopidă, am pus sanjac. Hai să punem și niște sparanghel. Dacă tot facem treaba.
asta, furculița perfectă. Să vedem. Se simte atât de fain crusta aceea de pui crocant de la Saint-Jacques și în combinație cu acest Saint-Jacques, gândiți-vă că este o scoică care are un gust așa între pește și efectiv scoică. Gustul ăla de mare în combinație cu acea crustă de pui crocant este bestială. Și codul, care e unul dintre peștii mei preferați, sincer să vă spun. După gustul meu, combinația este foarte bună, doar că parcă mai lipsea ceva, nu știu, puțin mai condimentată sau ceva în gen, pentru că avem conopida asta care este dulce. Din toată treaba asta ar trebui să fie foarte, foarte aromată biscul. Și este pe acolo. Dar cam totul este foarte dulce. Haideți să le dăm și niște note, pentru că trebuie să alegem un câștigător, după cum v-am zis. Avem preparatul narcisei. O să-i dau undeva un 8. O să-i dau un 8. Da. O să-i dau un 8 pentru că mușchiul de vită eu îl prefer medium rare. Asta odată. Bine, din cauza transportului oricum s-au dus chipsurile de cartof dulce. Și în rest, sosul este destul de simplu, adică soia, mirin. Este destul de simplu și faza e că, na, în mod normal trebuia să fie un piure de pastărnac cu trufă, care probabil îi mai schimba puțin situația. Poate avea o altă notă. Eu așa zic. Haideți să trecem și la preparatul lui Cătălin. Preparatul lui Cătălin mi-a plăcut foarte mult. Și totul îi se datorează acestui bisc. Deci biscul a fost făcut cum trebuie. Asta mi-a plăcut foarte mult. Codul a fost gătit excelent. Conopida așa al dente, numai bună, e și puțin gratinată, din cât se poate observa. Și Saint-Jacques-ul a fost gătit corect. Sparanghelul al dent. O să-i dau 9 acestei farfurii. Îi dau 9, e o farfurie cinstită, după mine. Și preparatul Elenei cu acest monkfish. Texturi de conopidă. Conopida aceasta, haideți să vă și arăt. După mine, această conopidă, asta crudă, ținută puțină sfeclă, asta a dat taciul ăla, crocantul ăla. Fain. Mă gură, ia că nu mai văd. Și acestui preparat, tot la fel. Monkfish-ul, n-ai ce să spui, un pește foarte bun. Și acesta a fost gătit corect. Combinația cu caviarul foarte bună. V-am zis puțin săracă. Din păcate, băieții au încurcat puțin fiurele, dar asta e cea mai mică problemă. Și acestei farfurii aș da tot nouă. Datorită texturilor din această farfurie, am avut acel crocant de la conopida aceea, ținută puțin în speclă. Iar am avut un crocant de la acest chip de varză cale, da. Am avut și puțin caviar care dă acea notă, păi, extravagantă acestui preparat. Și piureul de topinambur. Cam asta e clasamentul. Alegeți voi
da, pe final, alegeți voi care dintre aceste două preparate, pentru că sunt la egalitate, cele două au 9. Iar acesta are 8, da, nota 8. Alegeți voi care vi s-a părut vouă mai fain. După mine, aș pune preparatul Elenei pe primul loc. După mine. Apoi aș veni cu Cătălin și cu Narcisa. No, și per total, după ce am degustat aceste preparate, vreau să vă spun că această experiență este puțin cam scumpă. Adică gândiți-vă că preparatul lui Cătălin, Black Codul cu Saint-Jacques, a fost 159 de lei. Monkfish-ul 109, iar mușchiul de vită 105 lei. Dar de dragul șef la cuțite, de dragul ăla să, bă, să te simți ca în final, ca în finală, mă, să fii acolo. Bă, eu zic că odată, bani merită. Și, dragilor, până data viitoare, haide să degustăm tot mai multe chestii, că m-am îndrăgostit deja. V-am pupat.